găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. Deși nu este o sărbătoare neaușă de-a noastră 100%, am adoptat-o și am spus și noi astăzi să încercăm și o să ne și iasă să îmbinăm iubirea cu sportul. Alături de colegul meu Silviu Corneanu, bună dimineața, da, Silviu. Nu a vrut niciuna dintre colegele noastre să vină. Bună dimineața, bună dimineața. M-am sacrificat, oricum lumea știe că noi... Da, suntem noi doi. Da. Mergem până în Polonia. Acolo unde vorbim cu Andreea și Sergiu Hanca. Bună dimineața, să rămână! Bună dimineața! Și mii de mulțumiri bine că... Bine ați venit în Polonia! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Pane Hanca, sau cum se zice? Cu pane, nu? Pani. Pane. Pana. Pane. Depinde la ce... La domnul, dacă că nu știm altceva. Uite, Cătălin, vedem o familie fericită, unul dintre cele mai frumoase cupluri din România, care acum sunt în Polonia. Ce faceți? Cum sunteți? Cum e această zi pentru voi? Bine, a început în forță cu Zian, care i-am spus că avem un Skype și a zis trebuie să fiu și eu, și eu vreau, și eu vreau. Bine, hai și... Suntem la munte, pentru că am avut câteva zile libere și am avut două zile libere și am zis că venim la munte să petrecem timp împreună, să ne detașăm puțin, să sărbătorim și astăzi trebuie să ne întoarcem înapoi, eu încep antrenamentele. Ne cerem că v-am deranjat și că a trebuit să cărați după voi laptopul ca să facem, să facem Skype-ul acesta. Nu e nicio problemă, oricum, suntem pregătiți mereu pentru altele. Cum ești, Andreea? Cum e această zi pentru tine și pentru voi? Ți-a pregătit Sergiu vreo surpriză? Da, surpriza a fost oricum această mini-vacanță la munte, pentru că ei au învins ultimele două meciuri și antrenorul s-a hotărât să le dea o zi liberă și astfel a zis ok, hai să mergem să sărbătorim Valentine's Day puțin înainte, pentru că atunci când ești fotbalist, când viața ta nu poate să aibă zile libere și au spus ok, acum profităm și haide să petrecem, am venit toți colegii aici și sărbătorim Valentine's Day la munte. Nu vreau să fiu răutăcios, să nu se supere fanii lui Dinamo, dar dacă Sergiu mai era încă la Dinamo, cine știe când sărbătoreați asta, dacă trebuia zi liberă după victorie... Acum. Da, în ultima perioadă sunt tot felul de glume pe tema asta. Într-un fel, nouă ne pare foarte rău de situația în care se află Dinamo pentru echipa noastră de suflet. Însă, da, cu siguranță nu ar mai fi avut zile libere pentru că băieții se cam chinuie acolo. Acum trebuie să mai câștige în Polonia două meciuri ca să sărbători și pe 24 de Dragovete, nu? Da. Cum e viața familiei Hanca în Polonia? Plină de dimineața până seara, nu avem timp de respirat, adică eu am și antrenamentul, de obicei dimineața ne trezim, mai e și Medea care acum e cu soacra mea, e în Cracovia, a rămas acolo, am venit doar noi cu Zian. E plină, dar e frumoasă seara când ne băgăm în pat și suntem rupți de oboseală amândoi. Chiar suntem fericiți că am mai trecut o zi și am făcut multe lucruri împreună și le-am dus la capăt. Pentru că nu e ușor cu doi copii, dar e frumos. E cel mai frumos sentiment. Andreea, Sergiu nu ne aude acum. E grea viața de soție de fotbalist? Dar la modul sincer, adică nu... Da, chiar de curând aveam o discuție pe această temă, că din afară se vede atât de frumos și, într-adevăr, dacă stai să te uiți doar la părțile bune, este o viață de vis, să spui așa, însă sunt foarte, foarte multe compromisuri, adică eu a trebuit să renunț la viața mea, la afacerile mele, la tot ceea ce înseamnă România, pentru că eu acolo eram legată, afaceri, aveam acolo clienți, am zis ok, pentru ca Sergiu să fie bine, pentru ca el să fie bine aici și să facă o treabă bună, am zis că o să-l urmez oriunde el va merge și drept dovadă, partea bună a lucrurilor este că atunci când văd că Sergiu este capitan aici, că este atât de iubit, atunci simt că, uite, totul are un sens și se merită.
Știi că mulți nu înțeleg lucrul acesta, dar uite, de exemplu, și George Ogăraru prezent aici, cât și Diana Munteanu ne-au spus, George ne-a spus, domnule, când am semnat cu Ajax, una dintre condiții a fost ca soția să vină acolo, să stea de vorbă cu cei de la Ajax. La fel și Diana Munteanu a spus, domnule, când a semnat al meu cu cei de la Duisburg, când erau căsătoriți cu Claudiu, a zis, trebuie să vin acolo pentru că cei de la echipă vor să știe ce face soția, cum se simte, ce fac copiii, dacă se adaptează, care e viața de familie și așa mai departe, pentru că lucrul ăsta influențează cariera jucătorului. Noi nu prea cunoaștem lucrurile astea. Da, așa este și... Să știți că am stat și m-am uitat așa la toți fotbaliștii români care au reușit afară și toți au în spate o femeie care le-a fost alături. Sunt foarte mulți care nu au reușit și m-am uitat, băi, de ce nu au reușit? Și am zis, ok, probabil pentru că nu au avut susținerea pe care ceilalți au avut-o. Contează foarte mult să ai familia lângă tine, contează foarte mult ca soția ta să aibă grijă ca tu să ai totul și să poți să te concentrezi doar pe fotbal. Adică eu asta am spus, ok, o să fiu lângă Sergiu, o să fac totul pentru el și el să poată să-și vadă doar de fotbal. Pentru că el câteodată pleacă dimineața, se întoarce seara și e bine când ajunge acasă să-și găsească familia fericită, să luăm cina împreună și să nu aibă să se gândească, wow, sunt singur, n-am cu cine să împart. Cele mai multe familii am văzut că aleg, ok, stăm, noi stăm în România cu copiii, nevestele, și ei pleacă afară. E foarte greu, este foarte greu. Chiar acum Sorescu a venit aici în Polonia și am spus lui Sergiu, spune-i să fie cu iubita, logodnica lui aici, pentru că e foarte important, e foarte important. Polonia nu este în Polonia nu este un campionat ușor. Va fi foarte greu să se integreze aici, cel puțin la început. E foarte diferit. Fotbalul este diferit. Viața este diferită. Oamenii sunt foarte reci aici. Și noi, ca români, nouă ne place să fim sociabili, să ieșim cu prietenii, să mai pui o vorbă bună așa și să o auzi din când în când. Pe când aici, în Polonia, nu găsești așa ceva. Ei sunt opuși nouă. Sunt mai reci, foarte greu socializează. Și de asta contează foarte mult ca ei, jucătorii care pleacă în străinătate, să aibă familia alături. Cât de mult a contat, Sergiu, pentru tine acest lucru, faptul că Andreea a fost și iată și a declarat susținerea pentru tine și a fost mereu lângă tine? Cât de mult a contat? Păi a fost, cred, factorul important pentru care am reușit. Exact cum a zis și ea, a fost lângă mine de la început, m-a susținut, m-a împins de la spate în multe momente când nu voiam să fac lucruri, ăsta e adevărul. Pentru că fiecare om avem personalitate, fiecare om are personalitatea lui și când vine cineva și zice trebuie să faci asta că e mai bine, nu-mi convine. Eu cred că trebuie să fac ceea ce e bine pentru mine, dar de multe ori m-am împins de la spate și chiar dacă nu voiam sau nu-mi doream, am ascultat-o ca să nu mă cer cu ea și se pare că a avut dreptate. Și chiar tot, de când ne-am cunoscut, mereu a fost cea care, nu știu, s-a ocupat de multe lucruri, eu doar trebuia să fiu concentrat pe munca mea, inclusiv acum de când avem copii de 4 ani, e mult mai ușor ca ea să aibă grijă de tot ce înseamnă organizarea vieții noastre de acasă și eu pot să mă concentrez 100%, pentru că nu o să mai joc foarte mulți ani, iar apoi probabil când mă voi face antrenor, voi avea poate puțin mai mult timp ei decât acum. Poate puțin mai mult, dar acum ei trebuie să-și facă programul în funcție de mine, pentru că programul meu este primează. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!